Mie îmi place foarte mult mașina mea, atât de mult încât aș fi dispus astăzi să stau 24 de ore în ea. Dar avem o schemă. Ca să evităm monotonia și ca să nu stau pe telefon 24 de ore în mașină și să ne mă plictisesc și eu și să vă plictisesc și pe voi, îl avem aici alături de noi pe Vlad. El e Vlad. Cu care odată la ceva timp o să facem piatră, hârtie, foarfecă, să vedem care sclevește pe care. Ca totul să fie mai interesant, scopul lui Vlad este să mă scoată din mașină, iar al meu să rămân. Dacă reușește să mă scoată, primește un cadou. Dar dacă duc challenge-ul până la capăt, el va trebui să devină servitorul meu 24 de ore. Și ca să înțelegeți despre ce vorbesc, o să facem asta chiar acum. Hai, Vlăduț, ești gata? Tu să fii gata. Bine, Vlad, hai. Ești pregătit? Da, hai. 3, 2, 1 și... Îmi pare rău. Ok, prima dată el o să fie sclavul meu. Tu o să faci ce vreau eu timp de o oră. După aia, după ora asta, o să fac... Nu o să fac eu ce vrei. Tu facem piatra hârtie farfecă din nou. Pac, să știi că piatra hârtie farfecă e jocul la care eu nu pierd niciodată, Vlăduț. Eu îți recomand să ai grijă ce faci, că... Eu îmi recomand să-mi pun centura. Eu știu o vorbă. Fie roata cât de pătrată, tot se întoarce odată. Dacă nu mă bați odată la piatra hârtie farfecă, nu se întoarce niciodată. Prima dată vreau să venim în fața apartamentului, să mergi să-mi iei și mie produsele de păr, pentru că n-am apucat să-mi fac părul înainte de filmare. Și vreau să te duci tu, te urci acolo, iei frumos alea și le aduci la tăticul tău. Top! 75% dintre voi nu sunteți abonați la canalul meu. Băi, să vă fie rușine. Eu stau, mă chinui, postez și voi nu sunteți abonați. Hai, bagă subscribe-ul acolo. Eu sunt tăticul tău, dacă nu te-ai prins. Neapărat apăsați pe butonul de like și de subscribe, că dacă nu, eu nu mai fac YouTube. Nu mai postez, dacă văd că nu vă abonați, nu mai fac YouTube. Vreau să facem minim 2000 de abonați vlogul ăsta, da? O să mă uit, o să vă taxez dacă nu vă abonați. Am ajuns în fața apartamentului, parcăm și noi repede lângă cealaltă mașina noastră. Pac. Vlăduț, îți dau chiar acum cheia. Mergi la mine în apartament, fii atent. Mi-am dat cu foarte multă ceară și are părul asta un aspect e cheia de la apartament. Da. Asta e cheia de la apartamentul meu. Mergi în baie, am un tub alb cu albastru. Deci un tub albastru cu alb. Alb cu albastru. Așa. Și mi-l aduci aici. Atât? Momentan da. Bine. Stai liniștit că abia a început ora, șeful meu. Deci ți-am spus să ai grijă, da? Mhm. Chiar dacă robinet a spus că trebuie să fac tot ce își dorește el, o să fac asta, că așa este challenge-ul, dar o să-l trolez rău. O să-i aduc ce nu-i trebuie, deci o să-l trolez, o să iasă perfect, credeți-mă 100%. Suntem în apartament și a zis să-i aducem un fi... Și nu are lumină la baie. Nu are lumină la baie. Deci un tub cu alba... S-a prins. Ok. Un tub cu albastru și cu alb. Probabil ăsta e. Salut, Vlad. Mulțumesc frumos. Hai în mașină. Pot? Da, hai, devino. Dar nu vrei să vii tu afară? Nu! Nu, evident că nu. Ești gata să-ți cum fac părul? Fără oglindă, fără nimic? Am oglinda asta retrovizoare în care abia mă văd. Hai să-i dăm primul fâs. Vlad, ține minte că au trecut abia, nu știu, să tot fie 15 minute. Mamă, cred că am dat mult, am părul alb. Chestia asta nu e foarte bună, gen, e mult mai recomandat să te speli pe cap. Doar că m-am spălat, am pus ceară multă, am ieșit la filmări, am văzut că îmi stă părul prost și n-am mai avut timp că am apucat deja să intru în mașină. Uite cum se vede asta în spate, what the fuck. Mamă, e o groapă de gunoi mașina asta mea. Așa, și acum facem și noi părul. Normal, avem nevoie și de un prosop. Gata, asta mi-e părul. Arăți de parcă ți-ar prinde bine o cafea. Vrei să facem iar pe toată cărtie? Ha? Nu vrei să facem iar? Piatra farfecă. Păi dar n-a trecut o oră. Vrei să facem după fiecare provocare piatra hârtie farfecă? Da. Haide. E mult mai tare așa. E sigur? Da. E sigur? Tu ai făcut una propus să-ți iau ție cafea? Nu. A, okay. E pentru o cafea, gen... Vedem, da? Hai, pentru o cafea. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Haide, gata, Vlăduț, ajunsem la cafenea, te rog frumos. Ce cafea vrei? Haide. Vreau un cappuccino de la mare. Nu, vreau ice, frappe, vreau ceva rece. Nu vreau cafea caldă. Păi dăm bani. Păi ai pierdut și vrei și bani? Opa, că mă ceartă mașina. Dăm bani, cum, nu-mi dai bani? Nu, ai pierdut, plătești cafeaua. E sigur? Da, hai, du-te. Bine. Deci ceva cald, ai zis? Nu, rece! Rece cu gheață, rece cu gheață multă, multă gheață. Planul meu merge de minune, că acum este fix momentul perfect în care o să-i fac cea mai sărată cafea care există. O să-i duc cafea cu gheață, dar să fie cea mai sărată cafea care există. Asta să vedeți ce-i fac. Am luat cafeaua, acum haideți să ne băgăm la creație, să vedem ce îi facem. Vite în norul în jos, da? Toate gunoaiele le pune la gunoi. Poftiți, împăratul meu frumos. A venit sclăvetele. Sclăvetele, nu? Cât a fost? 30 ceva de lei unde pe ea. Minți? 30, serios că așa a fost. What the fuck, ce scump. Chiar că e pentru un fraier și abia am făcut preț special. Hai mă, du-te. Te ții minte, prostule. E bună? Cea mai bună. N-am băut cafea mai bună viața mea. Ai pus sare, nu? Bă, i-am pus puțin, dar hai să-ți explic de ce.
Gen, știi când ești la mare, bate așa briza mării și gen e... V-am luat un pop de la de sare, așa zi. Și gen e sărat. E la mare e sărat, gen, ai băut apă de mare, gen, când înuți, e apa e sărată. Și ai zis că uite, cât de frumos e afară, uite. Vede, dar n-ai mers decât un pic în ea, că e toată sarea, gen, aici, am tras-o pe pai. Păi normal că nu. Am o idee. Hai să mergem să ne luăm ceva desert, ceva dulce. Băi, da, tot cu piatră vă vreau să urtie. Eu n-am cum să mă dau jos să iau ceva dulce. Băi nu, dacă câștigi tu, mă duc eu, mi-asum, mă duc eu, dar mănânc doar eu. Și să mănânc în fața mea? Da, ce zici? Păi eu am venit cu ideea. Atunci nu face nimic, tu stai în mașină 24 de ore și eu plec. Bine, hai, fie, de dragul clipului facem asta. Hai, ești pregătit? Da. Sigur? Hai mă, hai. 3, 2, 1 și... Dai hârtie, puteam să jur. Dai hârtie mereu! Hai, 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... De ce dai hârtie, Eduard? Ești cel mai prost jucător de piatră hârtie în farfecă. Chat, hai, hai că fac cu voi acum, fiți atenți. Hai, la 3, 2, 1 și scrieți voi în comentarii dacă m-ați bătut sau nu. 3, 2, 1 și... Deci vrei ceva dulce? Să accepte. Da, dăm ceva dulce. Și eu o să mă uit la tine cum mănânci? Da, eu credeam că dacă știi că eu mâncăm amândoi. Dar te duci la mine, da. Bine, îmi dai bani? Nu. Sigur? Ce-mi place să primesc vloguri cu tine? Sigur, du-te, hai. La revedere. Înainte să mă vadă, haideți să vă explic ce am luat. Scopul era să iau ceva dulce, da? Așa că i-am luat ce-i place de mai mult. Am luat un veceu cu gust de mere. Bine, ideea e că aici sunt două. Sper să nu mă pună să mănânc. Și ăla este un veceu pe care îl mănânci. Ce mi-a luat vreo toaletă? Bro, ți-am luat ceva gen ce mi se pare că te reprezintă, un veceu. Du-te, dracu, de prost. Cum să zici ba așa? Cum adică? Să aibă două acadere să-ți dau și una? Nu, păi nu, doar tu mănânci. Dar vreau să dau și eu acadea, sunt două. Eu sunt un prieten foarte bun. Este un veceu cu gust de mere. Cum adică? Vere, gen, turnăm astea și da. Muiem astea? Și ne mâncăm una la altă și asta. Da, 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 vrei? Da, eu vreau. Cât ai dat pe asta? A fost 62 de lei. Minți, mă, du-te de... Serios? De nebun. Am cheltuit deja 100 de lei cu tine. Prima dată le băgăm în guriță. Stai, nu le bag. Băgăm asta în toaleta aici și atac. Da, pentru că este lipicios. E lip, vezi? E lipicios. A, da, chiar e, wow. Nu trebuie să faci. Cel mai tare dulce, mere. Mamă, dar vezi că tu ți-ai făcut-o bine rău. Păi... Stai, mai iau și eu un pic. Că după aia nu vrei să bași a doua oară, nu? Nu știu, yeah. Dacă e foarte bun. Mamă, mi s-a îngreștat gura aici, prost aici. Da, nu e cea mai tare invenție, sincer. Că te chinui să o mănânci. Da, așa, gen, e un fun food. Fun food, e o mâncare amuzantă. Ce mai facem? Vrei să mergem să vedem un loc frumos? Aici în cartier te duc într-un loc frumos? Da, stai că n-am cum să merge la lac, eu n-am cum să ies din mașină. Dar mergi tu și te uiți tu la lac. Vrei? Dar n-ai fost niciodată la lacul din cartier. Da. Și îți explic pe unde să ajungi acolo. Da, tot facem piatră pe hârtie acolo. Ca să ce? Găsesc eu ceva. Hai, vlăduț, am ajuns la lac. E cam prost că eu n-am cum să mă bucur. Stai, care e faza? Deci fii atent. Eu dacă câștig, vreau să merg la lac. Așa. Și vreau să-mi aduci ceva frumos. O scoică. Să nu-mi aduci o broască, că mi-e frică de broaște. Bine, și da. Și dacă câștigi tu? Va trebui. Nu ieși din mașină. Îți dau norocul meu și tot ce ai în mașină, te învelești și stai în mașină. Fără mașina pornită, cu căldura pornită, în soare. Ok, hai. E sigur? Da, hai. 3, 2, 1. Te așteptai la altceva? Mi-a zis să mă duc în față și o să găsesc un lac și să mă duc la el și să mă prim. Pur și simplu o să mă prim la lac și nu o să fac absolut nimic. Trebuie să căștig și eu neapărat cândva la piatră, fac o hârtie. I-am luat și cadou. Neapărat trebuie să câștig și trebuie să-l ard. Nu știu, îl duc în câmp să fac tare de fac hârtie cu el acum. Îl bat 100% și îl pun să se ducă în câmp, să stea cu hanorace în mașina aia, pentru că în aer are condiționat și o să se facă groaznic. Ce proastă e camea asta, bă. Mulțumesc. Dacă îi luai șederea aia mai mare, mi-o băgam după ureche, că așa o să cadă. Dar o să o pun aici, frate. Auzi, nu vrei să o cobori de mașină? Nu. E sigur? Uh-huh. Dar dacă îți dau 8 lei? Pentru 8 lei, nu. 9. Asta urmează să mă întrebi? Da. Nu. Acum că am mâncat, că am băut, aș sta un pic pe spate. Știți leneveala aia după ce mănânci și după ce bei? Ei bine, asta aș vrea să facem, vlăduț. Acum să stăm un pic, să stăm pe TikTok, să... Păi fii atent. Mergem în câmp. Nu, că e soare. Ascultă-mă, mergem în câmp. Așa. Facem veșnica piatră perfectă. Bă, a zis unul, what the fuck, când am trecut pe lângă el. What the fuck. Nu cred că îi plăcea mașina mea. Așa. Facem piatră pe hârtie. Dacă clasic, tu câștigi, va trebui să fug după tine, după mașină, prin cartier. Ok, cât vreau eu? Dentaler, cât vreau eu?
Da. Până la noapte, Tyler, prostule. Bine. Haide. Da, ce haide? Dar dacă eu câștig, așa, va trebui să stai în câmp în soare, în mașină cu căldura la maxim îmbrăcat. Am doar tricou ăsta. Îți dau tot ce am de pe mine. Îmbrăcat în mașină, îți transpir fleașcă 10 minute. Ok. Ești sigur? Da. Hai în câmp. Dacă eu câștig, okay, tu îmi dai mie bani. Uh-huh. Eu mă duc, îmi iau ceva, beau, mă relaxez, stau pe spate, în timp ce tu cu floricica asta ta, încă am? Da, te vei pune în mașină, în velit, cu căldura la masă, se audă. O să audă ventilatoarele. În câmp, sub soare. Adică aici, fii, uite cum face. 32 de grade, ia vezi cum bagă! Așa, și dacă câștig eu, Tyler prin tot cartierul. Da. Haide. 3, 2, 1 și... Dă bani, dă bani. Cât îți dau? Dă bani. 500 de lei. Dă-mi 100 de lei. Ce faci cu 100 de lei? După ce că abia îmi recuperez paguba cu ăștia 100 de lei, da? Mamă, mi-a dat căldura la maxim. Veri, e cald rău! Mamă! Să fie primit, da? Salut! Vreau să-mi fac viața mai grea și să-mi pun ăsta pe mine ca pe bune să transpir, ca să nu știți că, bă, Robi, nu ți-ai dat interesul. Dar că vară că și bagă mașina căldură, probabil oricum o auziți. Soare afară, în mijlocul câmpului, 32 de grade. Nu vine să cred că în sfârșit am câștigat. Vreau să mă duc să-mi iau apă, că apa e bună, nu suc apă. Să stau așa pe băncuță, să mă uit, să stau puțin pe telefon frumos. În timp ce, uite-l acolo, cum stă în parcare. Cu căldura părinte să se prăjească, vreau să se prăjească efectiv. Și eu să stau așa puțin pe spate să mă relaxez. Doamne, nu mai pot, Doamne. Sunt grăs în cât timp transpir, real vorbind. Îmi pare rău că încerc să mă uit la voi cu ochii închiși, dar nu văd nimic, că-i soarele care îmi bate fix în față, în parbriz. Parbrizul ăsta încălzește, mai bagă și asta cu 32 de grade. Puternic, mamă, ce-mi place să fac vloguri cu Vlad. Dar bă, dar până acolo l-am sclăvit un pic, l-am făcut pe fraier de o cafea și de o toaletă de-aia. Dar mi-a luat și el 1 milion. Nu cred că a dat atâția bani pe toate chestiile de la luat. Cred că a dat mult mai puțin, da? Bă, Vlad e un băiat foarte tare, e un caracter foarte dulce. Acum când filmăm vloguri e un pic mai competitiv el, dar sper să vă placă de el. O să fie de-a lungul timpului cu noi pe canal, e super dulce, vreau să-l iubiți și pe el, pe bune. Puteți să-l înjurați că mi-a pus sare în asta. În rest, dulceață. Ce prost sunt? Bă, David, se face rău de la căldura asta. Nu știu dacă m-au zis că asta bâzie tare. Să nu știți că v-am mințit. Încă e pe 32 de grade, da? Bă, că nu s-a topit sarea aia și iau sarea de pe fund de aici, se vede oare? Dar e sarea aici pe fundul paharului și când mai bag paiul mai adânc un pic, o simt, o iau pe pai, pe toată. Vlade, tu stai, mănânci, bei. Oare ce-a făcut cu milionul meu? Asta a făcut, s-a dus și-a luat apă, bea ceva, mănâncă ceva 100%. V-ați gândit vreodată de ce cailor se spune di când... Când vreți să meargă mai repede, gen îi spui di căluț. Se pare foarte ciudat. Băi, nu știu de voi, dar eu când am ceva dulce sau ceva de băut, termin tot foarte repede, la modul că gen, la mine eu dacă îmi cumpăr, e ceva prost, să nu faceți ca mine, dar eu dacă îmi cumpăr o pungă de chipsuri, eu nu pot să o mănânc pe toată din prima, adică nu pot să nu o mănânc pe toată din prima. Stau și dau și mănânc. Ia mă, să și închid hanul acum. Să nu vă las de mine să ziceți, Robin, nu faci challenge-ul cum trebuie. Că vlogurile de acum înainte, Vlad le editează. Dacă aveți idei de cum să editeze vlogurile mai bine sau sugestii sau orice, hai să vedem cum putem să facem să lucrăm mult mai bine împreună toți. Așa că lăsați-vă părerile despre cum arată ultimele vloguri. Dar ăla cu backflip-ul a început Vlad să mi le editeze. Lăsați voi în secțiunea de comentarii ce chestii putem să facem în plus, ce idei de clipuri ați vrea să facem pe canal. Dacă vreți să facem clipurile mai lungi sau mai scurte, eu aș fi foarte dispus să vă fac clipurile mai lungi dacă vă uitați la ele și dacă vă plac. Uaa, câtă sare a tras acum. Nu ai stat cu hanul acum închis. Și gluga pe cap? Pune și gluga pe cap. Și facem și așa. Mamă, spui că-s băiat de la spălat. La un dat era un trend pe TikTok de făteau băieți așa. Deci m-am pus și în dreptul asta. Să bată ăsta. Eu vă tot are gen, vă țin la curent că azi stau 10 minute. Deja eu încerc să vorbesc cu voi acum, să trag de timp gen, să vă arăt că chiar stau 10 minute. Bă, și e foarte nervant că nu știu ce a pățit trapa asta. Dau să o închid și nu se întâmplă nimic. Și n-am pe telecomanda de la mașină funcția aia să țin apăsat butonul de închis să închidă trapa. Dar nu înțeleg de ce face așa, oare s-a blocat în... Oare s-a blocat în ceva? Vezi că îmi stă și mie bine cu gluga asta în cap. Nu îmi stă deloc. Doamne, de ce nu se închide trapa? Asta e problema pe loc, să știți. Bă, oare ăla e el? E un omuleț acolo, nu știu dacă îl vedeți. Oare ăla e Vlad?
dus la Carrefour? De ce oamenilor nu le place oare pizza cu ananas? Mie îmi place pizza cu ananas, foarte. Vă dau update-uri, 32 de grade, deja filmez de 7 minute, cred, și ăsta nu s-a întors. Nici nu știu cum să dau de el, că telefonul și l-a lăsat aici. Vlade! Haide, Vlade! Da, mă, nu, uite ce face, cred că ăla e, pe bune. Ăla de acolo, cred că e el și stă ca prostul acolo. Și așteaptă să treacă timpul, sau nu e el? Nu știu dacă e el. A dat un placer, dacă el ar trebui să vină. Ia hai mă să mergem acolo, să vedem dacă e el sau nu. Ce faci? Hai încoa! De ce vedeți să mă deranjeze? De ce stăteai în fund acolo? Mă relaxam, stăteam, vorbeam cu oamenii. Cine vorbea? Erai singur. Mi-am pus asta pe mine ca să-mi fac challenge-ul mai greu, am lăsat la 32 de grade aici. Ți s-a ofilit floarea! Sunt mort, nu! Ți s-a ofilit floarea, e... What the fuck? Fii atent. Stăteam așa și mă gândeam și m-am relaxat și mi-am dat seama că aș sta așa pe spate și m-aș uita la un film așa la tine, în timp ce tu stai așa în mașină singur. Deci fii atent, facem piatră, farfecă, pe hârtie. Dacă eu câștig, mă duc la tine, îmi dai telefonul tău, să nu poți să stai pe nimic în mașină. Mă duc, mă uit la un film, stau frumos în casă pe spate. Așa. Și tu stai în mașină singur, iar dacă tu câștigi, fac ce vrei tu. Alergi după mașină, cât durează un film? O oră jumate? Zi nu o oră jumate, dar 30 de minute te plimbi prin cartier aici ca câinele meu. Știi ce am un portbagaj? O kingă. Ți-o și leg de tine de brâu, o legăm aici de oglindă și alergi lângă mine. Ia că m-am gândit mai bine. Dacă câștig eu, eu mă duc la un film în timp ce tu stai în portbagaj. Păi n-am cum să ies din mașină, ești prost? N-ai cum să ratezi banchetele? Nu. Bine, atunci dacă câștig eu, pe lângă că o să stai în mașină, va trebui să stai, trebuie să mă gândesc cum, cumva inconfortabil, rău, invers pe scaun. Bine, dar dacă câștig eu, hai între timp să ne punem și în mișcare. Alergi dezbrăcat, nu dezbrăcat, în boxeri, dar cu kinga e legată de tine tot așa, de mașina mea. Bine, dar dacă câștig eu, pe lângă că stai în mașină, întins și eu mă uit la un film și tu ai niște telefon, va trebui cât timp stai tu în mașină și eu mă uit la film, să faci aia cu un elefant, se legăna și să faci asta în continuu procuborio. O să nebunesc, un film durează 2 ore și prost la cap. Faci asta cu capul în jos și când un elefant se legăna, până îți vine jos. Bine, dar dacă câștig eu, alergi pe lângă mașină, în boxeri, kinga legată de tine cu sfoara aia și îmi cânti tu mie. Robinet e cel mai tare, Robin. Și faci așa în cartier, mi se pare cringe, dar e perfect, o să atragem atenția. 3, 2, 1 și... Zim, prieten, ca să-ți dau așa, știi, zi-mi la ce să mă uit. Mă duc sus, mă întind. Nu te uita la film să mor 2 ore. Bine, mă dau. Ideea e că eu o să stau oricum aici 2 ore, dacă vrei. No, doar că o să stau singur. O să singur. Stai 24 de ore, păi, singur, că tot mă duce acasă, că eu se termină programul. Când să filmez. Și stai singur, restul de nopții. Păi dorul la tine în fața blocului. Mai șurul pe acolo. Băi, știți pe Vlad ăla? Zi la ce vrei să mă uit. Uită-te la... Dar nu la o reclamă de un minut. Uită-te la... Dar mereu stai pregătit să-mi prind. Uită-te la ultimul vlog. Și stai că trebuie să-mi fac scaun. O să plec imediat după ce te vei instala tu, pentru că vreau să râd ce puțin de tine cum te instalezi. Mamă, dar fii atent că n-am cum... Mamă, sunt și blugi ăștia care mă țin. Wow, cât de prost arată. Stai așa, că am o idee mai bună, cred. M-am blocat. Asta e, uite, e trapa deschisă, mă ajută asta. Pac. Așa, e bine. Îmi dă volanul în plămâni. Ești bine, ești foarte bine. Și așa stau? Da, așa stai. Ai nebunit? Așa stai, uite telefonul meu, o să te filmez, doar să te filmez, da? Păi, eu cum știu parola. Și ați la telefonul, tu o să te filmezi și mă duc să-mi la ultimul vlog, bine? Wow! Un elefant. Pavlan, se legăna. Nu are mașina volanul pe dreapta, să știți, filmez cu camera de față. Pe o pânză de păianjen. Vreți să-mi vedeți picioarele? Mulțumiți-mi. Sper că nu le-am brulat Vlad la ei. Un elefant se legăna, mamă ce cringe vă luați. Pe o pânză de... Bă, dar ce frumos m-a tuns, păianjen. Tuturor ne place să primim cadouri și unde e locul mai bun de făcut cadouri decât în Jumbo? Așa că astăzi am de gând să fac foarte multe cadouri prietenilor mei din cartier, să ne vedem reacția și să vedem dacă o să se bucure sau nu. Au, mamă ce mi-e drept asta în plămâni! Doi elefanți se legănau, nici n-am cum să închid treaba că mi-au luat cheile, pe o pânză de păianjen. Și pentru că, hai toată lumea cu mine, nu se rupea, a mai venit un elefant. 3 elefanți, chiar sunt foarte curios la câți elefanți o să ajung. Oh, mă, dar ce mi-e trebuie să stau în plămâni, ești prost? Bă, îmi dau lacrimi, legem pe bune, e chin. Te pot face muzică?
Mulțumesc. Mamă, biscuiții ăștia sunt de aici de dinainte să duc mașina la reparat. Câți elefanți erau? 5? 5 elefanți se legă n-ai pe o pânză de păianjă. Mamă, ce mi-a cu jubile? Au mai chemat un elefant. Ce-o face Vlad? Pe care vi-l dau, ți-ar vrea să-și cumpere ceva de genul în mărime naturală, gen să fie atent și să aibă jocuri cu el, știți, Pac-Man, știți, toate jocurile de perchetul ăsta. A mai venit un elefant. 22. Pe o pânză de păianjen. Și pentru că îmi place să fumez oameni când trec aici, nu se rupea. A mai chemat un elefant. Nu se rupea. O, am mai chemat un elefant. 73. Bă, dar oare nu se întâmplă nimic, gen, dacă stau așa pe scaunele astea? Vă dați seama dacă aveam, gen, ventilație sau încălzire în scaune? Cred că se întâmpla ceva, adică cred că sunt niște conducte trase așa prin scaun, nu? Deja filmăm de ceva timp. Așa că o să cobor jos să văd ce face Robi. Am și adormit, nu știu cum am reușit. Și cam gata filmarea pentru mine. O să facem pe treaba pe cărtie și sper să câștigă. Dacă câștig, îl pun să mă duc acasă. Mă duc, mă joc ceva, stau și după rămâne el singur. Haideți să vedem ce o să fie. 89 de elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Nu știu de unde am atât de entuziasm, încă chiar m-am plictisit. Scrieți voi în comentarii voi cât purtați. Că eu port, gen, lumea spune că am piciorul foarte mare, dar mie nu se pare, gen, am doar 47 jumate. Tu știi cât de prost stau? Mă dor plămânii. Păi hai mai ieși afară. Nu! Lasă-mă în pace. N-am stat atât, nu m-am chinuit atât ca să mă scos tu acum din mașină. Știi la ce m-am gândit eu? Uite-te la ceas. N-am ceas. Ideea e că deja s-a cam achitat ora de filmare și m-aș cam duce acasă. Ce zici, facem piatră, foarfecă, hârtie. Dacă câștig, mă duce acasă, mă joc, mănânc ceva, beau și tu stai și dormi singur și dacă câștigi tu, stau cu tine. Bine, dar dorm în fața casei tale, gen. Dormi unde vrei tu. Ce zici? Și dacă câștigi tu, stau și eu cu tine restul challenge-ului în mașină. Haide, pune pop. 3, 2, 1 și... Dacă plec acum de aici, fac o oră jumate până la tine. Într-o oră jumate ajung la munte, ești prost? Cu asta te-am bătut, trebuie să mă duci acasă. Nu, m-ai bătut cu farfecă. Vezi ce asta? Cu asta te-am bătut, trebuie să mă duci acasă. Am făcut o oră jumate până aici. Eu sunt de la 12 în mașină. E 7. Bă, am stat 7 ore în mașină. Am câștigat, mersi că m-ai adus acasă. O să te dau la locul ăla de parcare, să știi. Deci chiar dorm în fața blocului tău. Bă, dormi unde vrei tu, mersi că m-ai adus. Îți urez o noapte ușoară în continuu. Dacă ai nevoie de ceva, vezi pe cine suni. Nu mă suni pe mine, că... Na. Da? Da. Hai, mersi mult. Pa! Pa, pa! Bă, hai puțin să mă ajut cu portbagajul. Vere, trage de el! Bă, mă, puțin să mă ajut cu ăsta, te rog eu să-mi iau geanta. Nu vine să cred că ai... Am aveți-mă și ridicare, bine. Wow. Ce ai zis că îmi dai? Wow. Nu vine să cred că ți-am făcut rău. Nu vine să cred că ți-am făcut așa. Eram concentrat pe altceva. Lamborghini-ul Dance că ți-l dau. Chiar mergi, uite. Vezi?